Gata? Da. Bună ziua și bine ați venit la conferința județeană a Partidului Social Democrat. Astăzi vreau să vă prezint ceea ce s-a întâmplat în săptămâna trecută și ce s-a întâmplat de la începutul săptămânii acestea. Noi, Consiliul Județean, începem o evaluare a proiectelor pe care le avem în implementare și ne dorim ca să facem vizite de teren cu factorii și responsabilii pe care Consiliul Județean îi are pe fiecare proiect în parte. Săptămâna viitoare o să vă invităm împreună cu noi să mergeți în teren și să vedeți stadiul lucrărilor pe care Consiliul Județean astăzi are proiectele în implementare. Aș vrea să vă spun că ne dorim ca biroul politic județean și Consiliul Politic Județean să-l ținem în teritoriu. Și avem deja un calendar pe care l-am făcut. Mâine avem biroul politic județean și Consiliul Politic Județean îl vom ține în municipiul Călăraș, la primarul Marius Dulce, primarul municipiului Călăraș. Pe 27 aprilie vom avea la Lehliu Gară ședința biroului politic județean și Consiliul Politic Județean, pe 25 mai la Mănăstirea, pe 29 iunie la Vâlcelele, pe 27 iunie la Sărulești, pe 31 august la Curcani, pe 28 septembrie la Otenița, pe 26 octombrie la Gurbănești, pe 23 noiembrie la Roset și pe 21 decembrie la Făgușani. Încercăm să fim în teritoriu, să vedem problemele nu numai la nivelul organizației municipale Călăraș, și la nivelul organizației localităților din județul Călăraș. Acolo vor mai fi invitate și alte localități vecine, consilierii locali și cei care sunt, să spunem, decidenți ai Partidului Social Democrat. Activitățile noastre din biroul politic județean și Consiliul Politic Județean de mâine vor avea ca și teme aprobarea calendarului pe care vi l-am spus și vom mai avea în continuare analiza unor demisii pe care le-am primit la nivelul organizației județene. Una din demisiile pe care vi le spun e vorba de președintele organizației de pensionare a Partidului Social Democrat, Gigi Florea, și a depus demisia în urma unor neînțelegeri la nivelul organizației. Eu i-am primit-o și mâine o propun spre aprobare Consiliului Politic Județean și biroului permanent județean, încercând să fim un interimat pentru funcția de președintele organizației de pensionari a Partidului Social Democrat. Acțiunile pe care le-am derulat și de aceea am venit împreună cu administratorul public al județului Călăraș, care are în subordine cele trei spitale TBC, Spitalul de Psihiatrie Săpunar și Spitalul de Urgență Pompei sau Marian, am avut acțiuni de prevenție pentru TBC și pentru situațiile pe care pot interveni la cetățenii județului Călăraș și de hepatită. Cred că împreună, pentru a putea să primiți mai multe informații, aș da cuvântul domnului Cristi Mihai Bogdan, administratorul public al județului Călăraș. Domnul președinte, după cum am tot spus, încercăm să aducem o altă imagine și o altă implicare a tot ceea ce înseamnă instituții din sistemul de sănătate, să le aducem să fie mai prezente și mai accesibile. Săptămâna trecută am demarat două campanii împreună cu parteneri pe renume în domeniu, Institutul Marius Nasa și Institutul Fundeni, prin care pornim și luăm la mână tot ceea ce înseamnă nevoie de sănătate din județ. Pe componenta de TBC și componenta de hepatită. Practic, pe aceste două componente vom face un screening, cum nu s-a mai făcut, pentru că întotdeauna începem să ne dăm seama din ce în ce mai des că a preveni mult mai ușor decât a trata. Și că toate resursele pe care noi le alocăm sistemului de sănătate, la un moment dat vor fi insuficiente dacă nu vom reuși să conștientizăm cu toții că prevenția este cel mai ușor de făcut. Și de aceea vă rog și pe dumneavoastră să sprijiniți prin toate mijloacele pe care le aveți la dispoziție popularizarea unor asemenea acțiuni, prin care ușor, ușor, gradual, că desigur nu se poate face de o zi pe alta, să crește în gradul de conștientizare a populației. Practic, oamenii trebuie să înțeleagă că e mai ușor să pleci la doctor când nu ai ajuns într-o fază terminală și când se poate face ceva, și decât să ajungi atunci când ești pus în fața unui fapt în client. Tot în perioada care urmează, vom derula niște acțiuni, acum gândim un concept, în ceea ce înseamnă
coagularea echipelor de comunicare interne și externe ale instituțiilor din cadrul sistemului de sănătate și inclusiv vom axa perfecționarea cadrului medical în comunicarea cu pacientul și aparținător. Sunt măsuri care vin în completarea investițiilor pe care le facem, măsuri care cumva ar fi trebuit să nu le mai avem în discuție la un moment dat într-un sistem perfect. Dar nu sunt într-un sistem perfect și de aceea simțim nevoia să intervenim gradual de fiecare dată când găsim o nișă unde putem îmbunătăți câte ceva. Cam atât despre acest domeniu. Mulțumim domnului Cristian Mihai Bogdan, administrator public. Ieri a avut loc ședința Consiliului Județean Călăraș, unde am aprobat 27 de proiecte și am aprobat cu Marius Nasta și cu Spitalul Fundem protocoale de colaborare pentru viitor și pentru prevenția TBC și prevenția de hepatită. Încercăm în continuare să putem să fim prezenți și în județul Călăraș și în municipiul Oltenița, orașul Ecrim și Budești, să încercăm să informăm populația pentru prevenția la aceste boli. Și vreau să vă spun că în ședința de Consiliu Județean a avut loc, pentru cei care n-ați fost prezenți în ședința de Consiliu Județean, o discuție între directorul ECOAPA și consilierul județean Dumbrava Virgil, în care problemele personale au fost aduse în cadrul Consiliului Județean și supărarea, pentru că până acum domnul Dumbrava spunea că trebuie să nu mai facturăm pierderile cetățenilor, era un bun cetățean care spunea să nu facturăm pierderile. Acum, când nu se mai facturează pierderile, prima victimă e Virgil Dumbrava, pentru că și-a modificat contoarele și el raporta cât mai puțin la apă și era nemulțumit că a fost facturat la paușal. Și vorba domnului director Eduard Graba, i-a pus și câinele la paușal. Da, a fost un spirit de glumă în cadrul Consiliului Județean, dar vreau să vă spun că aceste fapte să nu se mai repete, încercăm să scoatem nemulțumirile personale din cadrul ședinței de Consiliul Județean și să încercăm să evităm aceste situații. A fost o situație neplăcută pe care s-a întâmplat în cadrul Consiliului Județean și pe viitor încerc să găsim soluții să le evităm. Dacă sunt întrebări. Am eu o întrebare, apropo de spital, că tot ați vorbit. Acel gard de pușcărie, nu intenționați să-l dărâmați, să faceți altul mai estetic pentru centrul orașului? Da, avem în plan acest lucru, suntem în analiză, proiectul deja... Proiectul deja a proiectat, a venit acest proiect și urmează să-l depunem pentru avizat. Da, urmează să luăm, să-l avizăm, să putem să înlocuim acel gard. Care este stadiul lucrărilor la corpul nou? Corpul nou, după cum ați văzut, a ajuns, elementele de structură au fost terminate. Acum, că deja s-a lucrat, e cam 20% din procentul final, sunt făcute compartimentările. Se lucrează în paralel și la instalații. Preconizăm undeva prin, cred că, 2024, vară, cel mai târziu toamnă, să-l punem în spatele. Și lucrările la termoizolarea corpului? Lucrările la termoizolare se derulează, după cum vedeți, a început prima fațadă, deja apare cu bondul pe care l-am stabilit ca și culoare. Pot să spun că avem discuții săptămânale, analize săptămânale cu constructorul, astfel încât am văzut inițial că a început puțin cam greu, dar acum și intră în baza stabil săptămânal. Verificăm, scriem pe foaie, vedem săptămâna viitoare dacă s-a și realizat și stabilim ce se va întâmpla. Se mișcă într-o linie, dar nu în ritmul în care ne-am dorit, dar nu avem altă alternativă decât să mergem și să supraveghem fiecare element de detaliu, astfel încât în finalul 2023 proiectul să fie finalizat. Aș veni aici să vin să completez. Dacă până la 31 decembrie 2023 nu terminăm, pierdem banii alocați pe fonduri europene prin programul operațional regional. Cine lucrează acolo? Este o asociere din București. Și sunteți nemulțumiți de modul în care s-a avut organizare? Cam grea, ca să spunem decent. Dar acum am intervenit și coordonez exact fiecare etapă, astfel încât să nu mai las niciun fel de nișă la tribunal. Am înțeles că și la... Până în decembrie 2023? Și la secția de pediatrie am înțeles că ați obținut finanțare, nu? Pentru reabilitare. Pentru tot. Nu secția. Tot. Nu, mă refer la corp, unde este deja semnat contractul și va intra în reabilitare structurală antiseismică și reamenajare interior. Când am? Deja procedura a semnat contractul de finanțare și urmează dăm tribuna procedura pentru PD și execuție. Deci anul acesta? Am acesta sigur în acest. La acolo, ca și element de noutate, domnul președinte a stabilit că timpul să eliminăm tot ceea ce înseamnă saloane de
de 8 paturi și așa, și acolo vor, în tot ce înseamnă corp de GH, vor fi numai rezerve de câte două persoane cu toalete înăuntru, astfel încât să aducem un standard de 2024 în spate. N-are rost să reamenajăm totul de pe o gândire din anii 80. Am atunci de călăruși care este mai este situația și ce așteptări de la nouă administrator. Da, la Dunărea Călăraș am numit un nou administrator. Încercăm la momentul ăsta, prin planul de măsuri pe care eu, împreună cu domnia sa, l-am stabilit. Așteptările mele sunt clare. Să putem să reluăm performanța sportivă și să ne putem califica de la an în divizia superioară. Nu, pregătire sportivă. Noi acolo avem un administrator care trebuie să organizeze și de aceea am gândit că un post militar vine și ne organizează, să spunem, o echipă sau mai multe echipe pe care noi le avem acolo de antrenori și, de ce să nu spun, să administreze baza sportivă pe care noi am aprobat ieri preluarea de la primăria bazei sportive, pentru că sunt niște discuții în Consiliul Local să venim să plătim chirie primăriei. Atât timp cât efectiv cu bugetul nu stăm foarte bine, din urmarea discuției pe care am avut-o cu dumneavoastră, avem un buget mai mic cu 10 milioane comparativ cu anul trecut și atunci, prin lipsa fondurilor, solicităm să ni se dea în administrare stadionul municipal Ion Tomșa. Și cred în continuare că administratorul public, administratorul special pe care noi l-am aprobat, da, în persoana domnului Ghiveciu, să reușească să aibă obiectivele pe care noi ni le propunem ca și finanțator al echipei de fotbal Dunărea 2005. Cu plaja tineretului ce se va întâmpla? Cu plaja tineretului vrem să o luăm la Centrul Județean de Cultură, să o reamenajăm, să putem să ducem utilitățile și să încercăm pe evenimentele pe care le are Centrul Județean de Cultură să putem să le organizăm pe plaja tineretului. De aceea solicităm Primăriei Municipiului Călăraș să ne dea în administrare plaja, să putem să facem investiții prin Centrul Județean de Cultură. Să ducem energia electrică, să ducem apa și canalul, zonele unde să putem pe viitor primăria să autorizeze anumite zone pentru comerțul către public. Adică, cu alte cuvinte, vreți să organizați acolo spectacole? Spectacole, da. Să le scoatem din oraș, pentru că dacă ne dăm și noi seama, pentru că orice spectacol pe care Călărașul ține în fața prefecturii și în fața Centrului Județean de Cultură creează disconfort pentru cetățenii care locuiesc în vecinătatea. Și care să aibă orice ce să păi ce legătură? Plaja tineretului. Plaja tineretului. Plaja tineretului. Dar ea, în proiectul dumneavoastră, va mai avea și funcționalitate de plajă? Da, va avea funcționalitate de plajă. O veți concesiona? Sau va fi? Nu, va fi dată la administrare Consiliul Județean să putem să facem investiții. Nu, ci accesul pe plajă va fi liber? Va fi liber, da. Va fi liber, da, rapid. Unde vom organiza evenimente, vom fi împreună cu jandarmeria județului Călăraș să putem să punem acele garduri de protecție pentru a proteja și a crea culoare de intervenție pentru situația de urgență. Asta presupune și teren de copaci, oarecum, seama nu vreți să amenajați ce mai? N-aș vrea să vă spun acum, că încă nu am preluat-o și în momentul când vă prelua viitoarea conferință, vă voi spune ce necesită împreună cu Rom Silva să putem să punem. Trebuie drum de acces din DN4B, noi trebuie să facem drum de acces direct acolo la plaj. Veți avea întreținere și curățenie. Plajă în cu da. Cei de la Consiliul Județean. Nu, de la Consiliul Județean, Centrul Județean de Cultură o să aibă acest plajă în administrare și noi efectiv o să asigurăm fondurile necesare pentru a putea să o dăm publicului cu altă formă, nu cum este astăzi pur și simplu abandonat. Da, vă mulțumim, o zi bună!